Potrivit codului muncii, fiecare angajat al unei societăți sau instituții în baza unui contract legal de muncă are obligația să-și ia concediu de odihnă. Fiecare salariat are dreptul la zile de concediu proporționale cu timpul efectiv de lucru într-un an calendaristic, perioada maximă fiind de 21 de zile lucrătoare. Dacă într-un an angajatul nu și-a luat concediu, zilele libere îi se vor reporta pe anul următor. Conform legii, firmele nu au dreptul să plătească zilele de concediu neefectuate decât în situația în care angajatul e este concediat. Pentru a se crea o bună funcționare a societății în care să lucrează, se face o planificare a perioadei de concediu, întrucât fiecare angajat vrea să plece în vacanță într-o anumită perioadă. De aceea, salariații au obligația să anunțe firma în care lucrează cu cel puțin 3 luni înainte să plece în concediu. Lipsa odihnei crește riscul de îmbolnăvire, iar acest lucru se reflectă în buna funcționare a firmei, dar mai ales în starea de sănătate a angajatului.